Un discurs emoționant despre starea monumentelor istorice din Târgoviștea Veche, rostit de istoricul și jurnalistul George Coandă, autor a mai multor scrieri despre istoria Târgoviștei, martori la schimbările orașului în ultimele decenii. Atenție că s-a tot făcut fel de fel de planul privind ce? Refacerea șanțului sau valului domnesc. Este, știți un lucru, ca să vă frisonez așa, mândria, orgoliu, suntem singurul oraș din centru și sud-estul Europei, în afară de Istanbul, care are încă mare valul de pământ de apărare? Pe vremea aialaltă, indiferent cum au fost guvernanții socialiști, comuniști, au refăcut segmente din el. Acum s-au tot făurit, m-am consemnat și când eram la Dâmbovița, am consemnat și când eram coleg cu Virgil la ziar, am mai spus, domnule, hai domnule să vedem ce facem cu el, că a ajuns o pubelă în așa șanțul ăsta. Asta e o mândrie, o mândrie a artei militare a românilor. Și edilii noștri își bat joc de el. Își bat joc de centrul Târgoviștei. Și am auzit pe cineva că vrea să facă nu știu ce refacere, să închidă circulația între liceul economic și curtea domnească, să facă pasaj pietonal. Doamne ferește! Păi în primul rând n-au putut să păstreze și să refacă cum trebuie corzo, celebrul corzo pe care în copilărie mea și în seama mă plimbam, era celebrul corzo. Ăla este locul de plimbare. Și ce au făcut din centrul vechi al Târgoviștei? Scriam în ziar la un moment dat, dom'le, nu vă bate în joc, nici Ceaușescu nu și-a permis să-și bată joc de centrul vechi. Și știu ce spun, pentru că la vista din 1989 eram în brigada Ager Press. Când el a coborât, după ce s-a dus și a bătut țărușul la combinatul care se duce dracului, a bătut cuțărușul la Saru, ăla din au terminat americanii, ca și Romluxul, când se urce pe scena care era vis-a-vis de la Casa de Cultură, era o clădire mai veche și hotelul București, îi spune lui Tăbârcă, băi Tăbârcă, ia să văd și eu centrul vechi, și coboară, eram toți în spatele lui, când îi spune lui Tăbârcă, a fost un om, indiferent cum a fost unii, dar au fost unii niște oameni cu inimă mare, Tăbârcă, prim secretar după ce am venit la județ, și îi spune lui Tăbârcă, băi Tăbârcă, mie să nu-mi dărâm istoria aici, mai sunt martori în viață, nu sunt singur, mai sunt cei care au colegi mei de presă, mai sunt și alții. Și nu s-a dărâmat, ce s-a dărâmat era altă poveste și unde erau case de raport. Dar centrul vechi, acum se dărâmă. Ați văzut ce au făcut? M-am certat cu Buriga, m-am certat cu alții. Dom'le, nu puneți gresia aia acolo, dracu' aia. Dom'le, dacă vreți să refaceți centrul vechi, ăla că ajut din copilăria mea. Eu am făcut școala de băieți, cum s-a numărul 1, de băieți, unde acum școală, că era școala, vechea școală națională. Era cu piatră, cu piatră cubică. Am văzut în Occident, duceți-mă nu departe de Târgoviște, la Gyulo, în Ungaria. Să vedeți ce frumos au refăcut centrul vechi, așa cum a fost el. Și cetatea, prima mare cetate de pământ din centrul Europei. Și l-au refăcut și am zis, puneți piatră cubică, închideți toate. Nu, acolo circulația normal cum trebuie. Nu. Dar au pus chestii, au tăiat trotuarele. Și ce e aia? Mai sunt aia de vârsta mea, cei care mai suntem în viață pe lumea asta și știm cum arăta vechea Târgoviște. Eu ca istoric și ca ziarist mă apucă, v-am spus, fac pitici. Eu mă enervez cu toată. M-am bătut să nu se strice casa Lăzărescu. Să mă dea în judecată la care, când eram la jurnal. Datorită mie s-a oprit construcția de acolo. Degeaba, s-au dat după aia, s-a judecat și a mai pus un etaj. Știți un lucru? Duceți-vă că e monitor oficial. Tot centrul vechi al Târgoviștei, de la gara Târgoviște Sud până la Curtea Domnească, este monitor oficial. Centru de importanță republicană UNESCO. Aici nici chiar dacă unele clădiri nu sunt de patrimoniu, intră în patrimoniul general. Nu te poți apuca de ele cum vrei. La Târgoviște s-au dat aprobări într-o veselie de oameni nebuni. Arhitecții știu foarte bine, există teoria frontului, armonizărilor, nu poți să te bagi într-o... Și era centrul vechi al Târgoviștei, adică centrul istoric începea de aici până acolo, dar centrul, să zic, partea modernă, că ăla începe să construiască până la începutul secolului 19 până spre primul război mondial. Vreau să vă spun un lucru, de-aia m-am și enervat și am ajuns să vă atrag atenția și colegilor de presă și dânșilor. Atenție cum se face restaurarea, atenție ce vreți să faceți, cum vreți să puneți în valoare, pentru că alții, în loc să pună în valoare, au distrus. Uitați-vă cum s-a refăcut Curtea Domnească. Uitați-vă cum s-a refăcut Curtea Domnească, cu cărămidă ordinară care acum se erodează. S-a pus termopan. Uitați-vă cum uneori se
fel de fel de, de benere sau când e chestia cu mașinile, se agață cu sârmă de monumentul eroilor. Știți ce spune legea? Știți ce spune legea? Că n-ai voie nici în situații de înghesuială, să zic, imobiliară, decât de la 15 metri încolo ai voie să faci ceva. Uitați-vă ce s-a întâmplat cetății. De la un crucișat la spital încolo, până pe cornișe sunt. Nimeni, dragii mei, nu zice nimic. Presa urlă și urlăm ca niște căpiați. Că nu ne ascultă nimeni. Ei își bat, ei spun că vor să refacă Târgoviștea, că vor să o recircuiteze și își bat joc de Târgoviște.